cea mare și nemărginită, în această zi deosebită, regăsim în casa de rugăciune. Este și o sărbătoare deosebită. Această sărbătoare nu o poate sărbători oricine. Numai copiii lui Dumnezeu, numai cei care s-au hotărât să lase lucrurile din lume în urmă, să meargă înainte spre viața veșnică împreună cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu. Cei care s-au hotărât să lase lucrurile din urmă și să împlinească cuvântul Domnului, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, stăm înaintea Domnului Iisus Hristos, în fața cerului și în fața pământului, în această zi de sărbătoare. Este o zi deosebită astăzi. Sângele Domnului Iisus Hristos și corpul Domnului Iisus Hristos este aici. Așa aș vrea să ne ridicăm în picioare la această sărbătoare. Și vom da citire la câteva versete. Textul de bază este Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 47 înainte. Dar aș vrea să mai citim și alte versete în această dimineață, tocmai în vederea hranei sănătoase pe care vrem să o aducem înaintea fraților și înaintea lui Dumnezeu. Și facă bunul Dumnezeu ca Domnul Iisus, El să vorbească. Aleluia. Prima dată vom citi textul de bază care este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 47 și până la versetul 56. Și după aceea vom mai citi și alte versete. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vie. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care s-a pogorât din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui, să-l mâncăm? Iisus le-a zis adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și ultimul verset, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Aș vrea